ajuns la Republica Moldova, ceea ce am menționat eu mai devreme despre populism și trendul care există la nivel mondial, acesta ne-am lipsit și pe noi, mai exact pe politicienii noștri, deci populismul nu a ocolit Republica Moldova în anul 2016. Acest an a fost tumultuos și pentru noi, el a început cu proteste, cu un guvern care a fost investit la ceas de noapte. Anul s-a caracterizat pentru un climat politic impotent în fața corupției, deteriorând continuu standardele de viață, inclusiv și prin obligarea tuturor cetățenilor de a plăti miliardul furat. Poliția ocazional a folosit forța care nu era necesară, pe alocuri chiar era excesivă, pe parcursul protestelor. Acele procese penale care au avut loc pe parcursul anului 2016 au pus la îndoială existența unui stat de drept care lezează demnitatea umană prin justiție selectivă. Mass media anului 2016 a devenit tot mai puțin pluralistă, politica editorială având o abordare tendențioasă a problemelor din țară. Supraaglomerarea și condițiile proaste prevalează în unele instituții penitenciare, iar legile încurajează detențiile pe nedrept, precum și administrarea forțată a tratamentelor în instituțiile psihiatrice a persoanelor cu dizabilități, chiar și fără acordul acestora sau a persoanelor apropiate acestora. Drepturile omului, din păcate, nu s-au regăsit pe agenda vreunui partid politic sau a candidaților la funcția de președinte. Mișcarea Amnesty International atenționează că în Republica Moldova principiul unui proces echitabil este foarte frecvent încălcat. Și anume elementele ce țin de prezumția nevinovăției, efectuarea unei ședințe de judecată public și transparent cu respectarea principiului egalității armelor foarte frecvent în Republica Moldova au fost încălcate. Cunoaștem cazuri atât notorii cât și cazuri care sunt mai puțin cunoscute, prin care principiul dreptului la un proces echitabil a fost încălcat sever în Republica Moldova. Aceasta este și cazul grupului Petrenko, Grigori Petrenko și cei 6 activiști, care au fost fără o motivație juridică întemeiată, ținuți 6 luni de zile în penitenciarul 13, ca mai apoi să fie eliberați la arest la domiciliu și peste o lună jumătate, două luni să fie eliberați sub control judiciar, fără o explicare juridică întemeiată a necesității aplicării asemenea măsuri punitive față de infracțiuni care nici nu o considerăm gravă, nici ușoară chiar. Pus la asta, întrebarea este foarte, foarte substanțială dacă a fost în general asemenea contravenție și cu ce se va solda acest dosar. Și până în prezent aceste persoane se află în sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara și de a se deplasa. Noi considerăm aceasta o încălcare a procesului echitabil. De asemenea, menționăm că în cazul dosarelor lui intentate pe Vladimir Filat, dosarelor intentate pe Vyacheslav Platon, de asemenea, acest principiu, dreptul la un proces echitabil, a fost încălcat. La diverse etape ale urmăririi penale, la diverse etape ale examinării cazului instanței de judecată, vorbim de cazul Filat. Și anume, cunoaștem că asemenea dosare notorii, conform legislației Republicii Moldova, ar trebui să fie examinate într-un proces judiciar, public, transparent, deschis. Ceea ce nu a fost efectuat. Jurnaliștii nu au avut acces în sala de judecată, activiștii și așa mai departe nu au avut acces. Nu înțelegem motivația lipsei acestui acces. De asemenea, ridicăm mari semne de întrebări cu privire la liber acces al avocaților la clienții săi. Și aici este dimensionat cazul lui Vyacheslav Platon și al lui Vladimir Filat. Și aici este dimensionat și cazul, ultimul caz al tânărului David Davitean, care este feciorul președintei diasporii armeane din Moldova, Venera Gasparian, cu care am avut discuții anul acesta și anul trecut, care ne-a relatat că fiul său nu are acces la avocat.
că el a fost supus unui tratament inuman și degradant în penitenciarul 13. Toate aceste elemente constituie probleme constante în Republica Moldova, pe care noi cerem Guvernul Republicii Moldova să le rezolve cât de cât posibil, cât mai curând și să le rezolve integru, fiindcă nu sunt protejați nici persoanele notorii, nici cetățenii simpli, care se adresează săptămânal la Amnesty. Este de menționat și un aspect pozitiv, ce ține de implementarea articolului 166 prim, tortura. Și anume, deja instanțele de judecată, în comun cu procuratura, bineînțeles, au început să înlăture unele elemente ce ține de impunitate. Au fost condamnați și la privațiune de libertate pe termen real două persoane care au comis acțiuni de tortură, ceea ce în anii precedenți persoane condamnate pe termen real la pușcărie nu erau, pur și simplu. Și noi avem date pentru prima jumătate în anului 2016 și conform acestor date au fost depuse pentru prima jumătate a anului 2016 331 de plângeri, acuzații pe faptul torturii, relelor tratamente, dintre care 19 cazuri au fost expediate în judecată și emise sentințe de condamnare pe 15 învinuiți, deja inculpați, putem să-i numim, pe faptul relelor tratamente și torturii. Noi considerăm că acest articol 166 prim în continuare trebuie să fie aplicat cât mai insistent de toate organele de drept din Republica Moldova. Chiar și recentul caz al arestului polițistului din Cantemir, în baza acestui articol pentru aplicarea torturii, arestul pe 30 de zile, care a fost câteva zile în urmă efectuat, noi îl considerăm un lucru pozitiv în implementarea legislației în vigoare. Și este, de asemenea, trebuie de menționat raportul Comitetului European și Subcomitetului ONU pentru prevenirea torturii, CPT și SPT, care au făcut o vizită de studiu în 2016 în Moldova, au menționat în acest raport recomandări obligatorii, noi le considerăm obligatorii pentru executare, fiindcă țin de interzicerea absolută a torturii și relelor tratamente, și anume lipsa sanitației conform standardelor internaționale, proasta iluminare și supraaglomerare, în special din cadrul penitenciarului 13, constituie până în prezent a fi o problemă majoră. Și încă un aspect negativ constituie achitările pe dosarele notorii, în care au figurat persoane suspecte de emiterea ordinelor de aplicare a torturii în aprilie 2009. Vorbim despre Botner și Papuc. Aceste două persoane au fost supuse unei anchete judiciare, să o numim, de ani de zile. Au avut și condamnări, ca mai apoi Curtea Supremă de Justiție, care este ultima instanță națională, în mod irevocabil și definitiv, i-a achitat. Noi considerăm aceasta o mare semn de întrebare pe care o punem atât în fața procuraturii, care a închetat aceste și a colectat materiale pe aceste dosare, cât și în fața instanțelor naționale de judecată. Igor, dacă îmi permiți aici să comentez că în cazul dat, dacă vorbim despre Botner și Papuc, ei sunt beneficiari justiției selective, pe când alte persoane sunt victimele justiției selective. Aș vrea în continuare să mă refer la libertatea de exprimare și mass media și în acest sens chiar îmi este greu să vorbesc, pentru că libertatea presiei, practic, nu există în Republica Moldova, aceasta fiind concentrată în mâinile a câțiva politicieni, cei mai puțini jurnaliști independenți care au mai rămas, continuă să fie amenințați. Aici mă refer la domnul Constantin Cheianu, care a primit mai multe amenințări, iar ulterior fiica acestuia s-a trezit cu un glonț în dormitor. Cazul nu a fost investigat eficient și, de fapt, a fost închis în luna decembrie. O altă jurnalistă care a fost amenințată este Natalia Morari.
Alina Radu, Cornelia Cozonac și Mariana Rață, jurnaliste de investigație, sunt ținta mai multor atacuri din partea demnitarilor și pe internet. Mai nou ieri a fost clonat site-ul ziarului de gardă. La moment este o lege foarte interesantă privind protecția datelor cu caracter personal, care, după părerea noastră, împiedică jurnaliștii să-și facă onest treaba și să prezinte informație utilă pentru activitatea comunității, pentru că statul, mai nou, ascunzându-se după această lege, refuză să ofere informație și legea impune cenzura și descurajează jurnaliștii să-și exercite dreptul la libera exprimare. Cred că îi face să se gândească de câteva ori înainte de a prezenta o investigație despre o persoană publică, în considerare că noi discutăm cu jurnaliștii și ei ne informează că deci au și frică să mai facă ceva pentru că le se pun piedici la tot pasul. Aici vreau să fac și am un mesaj, de fapt, pentru guvernanții noștri, să le amintesc că CEDO a denunțat ideea că persoanele publice trebuie să beneficieze de o protecție sporită. Este bine stabilit faptul că libertatea de exprimare impune funcționarilor publici să tolereze mai multe critici decât persoanele obișnuite. O altă lege pe care noi o vedem periculoasă într-un stat ca Republica Moldova, care nu este integru, este Big Brother, și aceasta e la moment este proiect de lege, se discută foarte mult, dar în versiunea actuală această lege permite interceptarea, copierea, filarea și intervenirea în datele personale ale suspectului în baza unei simple ordonanțe ale judecătorului de instrucție, ceea ce aduce la abuzuri directe și încălcarea drepturilor respectării vieții private. În considerare cazul recent care i s-a întâmplat avocatei doamna Ana Ursache, computerul ei a fost luat în baza unei percheziții. Ulterior, în internet au fost distribuite poze din computerul acestuia de către mai mulți blogeri. În cazul în care secretul anchetei deja nu se respectă și statul evident face abuz de putere, atunci care este rostul unei legi care, nu știu, să bage probabil frica și mai tare în jurnaliști și în societatea civilă? În 2016 noi toți am fost martorii unei campanii electorale la care s-a promovat în greu discriminarea pe gen, orientare sexuală și libertatea conștiinței. Ne imaginăm că o persoană care accede într-o funcție atât de importantă și înaltă și se declară președintele tuturor, cunoaște că Republica Moldova, în 25 de ani de independență și statalitate, a devenit partea mai multor convenții europene și ONU. Dar și mai important, Republica Moldova este un stat laic. Atacurile la legea nediscriminare, declarații de genul că 99% din locuitorii acestui stat sunt creștini ortodoxi și că președintele tuturor susține valorile moral-spirituale și nu cele consfințite în Constituția țării, sunt, după părerea noastră, cel puțin încălcări grave. Eu o să mă refer puțin la Republica Moldova, în ceea ce ține de libertatea întrunirilor.